Tovară și prieteni, există o legendă coreeană pe care o pot găsi deosebit de instructivă în demascarea caracterului nociv al omului sărac, al omului bogat, mă scuzați, și care se numește Mormântul Lăcomiei. Se povestește că trăiau cândva într-un sat din nordul Coreei doi frați. Cel mare era zgârcit, lacom, doritor de înavuțire. Cermic era vesel, bun, harnic, muncea mai mult de plăcere și nu se gândea deloc la îmbogățire. După ce a murit tatăl lor, casa a rămas celor doi frați. Fratele cel mare s-a însurat cu o femeie la fel de lacomă și de zgârcită ca și el și împreună au început să-i facă zile grele fratelui cel mic, până ce într-o bună zi l-au gonit pur și simplu de acasă. Fratele devenise un om bogat. Își deschisese un han, ducea o existență prosperă, în vreme ce fratele cel mic a fost practic silit să ducă o existență mizeră, trăind de pe o zi pe alta, ca tăietor de lemne în pădure. Și a făcut o colibă la marginea pădurii, aduna vreascuri pe care le vindea și câștiga doar cât să-și ducă traiul de azi pe mâine. Într-o zi, fiind obosit, întorcându-se cu o legătură de vreascuri, și-a pus la această legătură pe un bolovan situat în apropierea unei stânci. Deodată aude o voce groasă și răgușită. De ce îți pui povara pe spatele fratelui meu mai mic? Speriat, tânărul întrebă. Tu, cel care nu te arăți, care vorbești fără să te arăți, cine ești? Nu te teme, tinere. Eu sunt această stâncă. Nu-ți voi face niciun rău. Închide ochii. Întinde mâna și mergi înainte așa cum îți spun eu. Deodată, stânca s-a deschis. Fratele cel mic, înaintând cu ochii închiși, și-a dat seama după răcoarea care s-a făcut că intrase într-o peșteră. Cu ochii închiși a mers până ce a atins un obiect mare și rece, cam de mărimea unui ou de porumbel. Fără să deschidă ochii, tânărul s-a dat înapoi până când stânca i-a răspuns că poate să-i deschidă. Stânca s-a închis la loc și tânărul a văzut că avea în mână o piatră prețioasă atât de sfârlăcitoare încât îi lua ochii, îi lua privirea efectiv, cum nu mai văzuse niciodată. S-a dus la oraș și a dus piatra la un bijutier. Acesta l-a sfătuit să o taie în bucăți mai mici, pe care el să le șlefuiască și apoi să le vândă. Fără să se lăcomească, tânărul i-a dat bijutierului partea lui și partea care îi revenea lui a păstrat-o pentru sine. Astfel a reușit, fără să ajungă bogat, să-și înghebe o gospodărie, nici prea mare, nici prea mică, o bucată de pământ și să ducă practic o existență mai bună decât înainte. Atunci s-a și căsătorit cu o fată care era ca și el, harnică și cu suflet bun din acel sat. Fata, neavând niciun fel de rude, ei l-au invitat la nuntă pe fratele tânărului, căutând să arate astfel că nu-i poartă pică. Fratele s-a dus mai mult din dorința de a-l spiona pe tânărul său frate. Văzând el și auzind tot ce se întâmplase și aflând care era cauza pentru care fratele lui scăpase de sărăcia Lucie, el s-a hotărât să încerce la fel, să facă la fel. S-a dus, îndrumat de fratele său, la acea stâncă și a ales hainele cele mai proaste, s-a prefăcut sărac și a început să bocească cât îl țineau cu el.
Vai de noi și de noi ce săraci suntem! Vai de noi și de noi nu avem nici ce pune pe masă, ne mor copiii de foame, vai de noi și de noi! Auzind aceste cuvinte, stânca îi spuse, nu te teme, om bun, închide ochii, înaintează și fă așa cum îți spun eu. Bogatul a închis ochii, a intrat în peștera care tocmai se deschisese, a înaintat cu ochii închiși și a atins cu mâna ceva rece și pietrele prețioase cu mâna, el a deschis ochii fără să țină seama de sfatul stâncii și a văzut că înăuntru peștera avea o firidă unde erau pietre prețioase cât vedeai cu ochii. Fără să se mai gândească la ce spusese peștera, s-a grăbit, a apucat cât mai multe pietre cu putință și s-a grăbit să-și umple buzunarele cu cât mai multe pietre. Atunci stânga a spus, nenorocitule, nu ți-ajunge că l-ai jefuit pe fratele tău. Vrei să mă jefuiești și pe mine? Peștera aceasta îți va fi mormântul și aici se va sfârși cu tine. Bogarul s-a grăbit să iasă, dar peștera s-a închis și el a rămas acolo, prins, prizonier. Nevasta s-a pornit să-l caute și l-a găsit acolo, închis în peșteră, se mai vedea doar o crăpătură prin care pătrundea puțină lumina soarelui. Femeia a tocmit, a chemat slugile și au venit cu târnăcoape să spargă peștera să-și elibereze bărbatul captiv. Dar stânca părea mai dură decât oțelul. Oricât de mult loveau ei cu târnăcoape, nu reușeau să facă nici măcar o zgârietură pe pereții peșterii. Argații au plecat și femeia a tocmit lucrători de la oraș. Dar nici aceștia n-au avut mai mult succes. Stânca era atât de tare că nu reușeau să desprindă nici măcar o pietricică cât de mică din ea. În cel din urmă, bărbatul a murit și femeia a rămas singură și averea lor s-a risipit și a ajuns cei mai săraci oameni din sat. Dar aici nu este totul. În ziua în care și-a dat seama că soțul ei murise, femeia cea lacomă a văzut că pe peretele stâncii apăruseră niște hieroglife. Uitându-se mai bine, a văzut că scria mormântul lăcomiei. Se povestește că acele semne, acele hieroglife se mai văd și azi. Și că oricine se duce acolo și le vede, se lecuiește definitiv de lăcomie. Păcat că nu se duc acolo toți lacomii din lume. Se încheie povestea. Sper că v-a plăcut, tovarăși. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne revedem cât mai curând.